Ia vino mă încoace. Alo? Nu vrea să merg la spital, are serie. A fost toată treaba, dar am nevoie de sprijin aici. Dacă cineva de la municipiu, un echipaj de la municipiu să vină până când vine pace, vă rog frumos, da? Bine, hai, urgență vine la mine. Stai aici, stai acolo, că trebuie să te panseze. Uite, deci n-am nevoie de pansare, n-am nevoie de nimic. Cum n-ai nevoie? Nu vezi că ești plin de sânge? Ați oprit circulația, toată circulația, nu am nevoie. Ați băut mult în seara asta? Da, am băut. Și v-ați urcat pe motoretă? Nu. Păi dar cum ați ajuns aici? Șefule, n-am nevoie de nimic. Bă, m-am învățat. Și n-am nevoie de nimic. Nu vă dau ce trebuie să ajungi. Ești pasager? Vino pe ce trebuie. De ce spui margine despre stradă? Vă rog mult. Cine era asta, măi? Ăla, că nu se biuți. Ce e cu asta? Nu știu. Nu știi? Ia. Spune-ți bună identificație, de vezi cum răspunde. Nu știu în care este acolo. Am fost solicitată la un accident rutier, implicați două victime. Pe un moped. Și ce s-a întâmplat aici? Deci am ajuns la fața locului și unul dintre pacienții pe care l-am găsit a refuzat să meargă la spital. A băut? Da, a consumat băutură. Celălalt este fugit, nu l-am găsit. Conducătorul mopedului a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se cu acesta în șanț. Pe moped, împreună cu acesta, se mai afla o persoană, ambele, refuzând acordarea de îngrijiri medicale sau transportarea către unitate spitalicească. În cauză se efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care acest eveniment rutier s-a produs. Bolnavii cronici din România au ieșit în stradă pentru a protesta față de situația precară din sistemul sanitar. Doleanțele lor sunt strict legate de lipsa medicamentelor în farmacii, dar și de faptul că analizele nu mai pot fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Coaliția organizațiilor pacienților cu afecțiuni cronice, din care fac parte 8 federații, cea a bolnavilor de cancer, de diabet, HIV-SIDA, a celor care suferă de boli rare, de hemofilie, hepatită, scleroză multiplă și diabet, a decis mișcarea de protest după ce reprezentanții ei s-au întâlnit cu secretarul de stat în Ministerul Sănătății și nu au primit nicio speranță că situația se va îmbunătăți până la sfârșitul anului. Printre problemele semnalate de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice se numără lipsa medicamentelor în farmacii, dar și faptul că analizele nu mai pot fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În România, peste 3 milioane de persoane suferă de afecțiuni cronice. În România, numărul total al cazurilor de gripă AH1N1 a ajuns la 907. Majoritatea cazurilor răspund bine la tratament. Cele mai multe dintre cazurile depistate au fost în județele Botoșani, Galați și Suceava. Celelalte cazuri au fost confirmate în județele Bacău, Vaslui, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Cluj și Argeș. Din totalul pacienților, peste 360 se află sub tratament. Ministerul Sănătății a precizat că din pricina gripei au fost suspendate orele de curs în mai multe unități școlare din țară. Conform Ministerului Sănătății, campania națională de vaccinare împotriva gripei porcine va începe pe data de 26 noiembrie. Primii vaccinați vor fi elevii, studenții și personalul medical. S-a semnat memorandumul prin care Guvernul României aprobă achiziționarea de pe piața internațională a unui număr de 500.000 de doze de vaccin pandemic pentru copii și suplimentarea fondurilor prin care va fi dublat numărul de doze produse de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Cantacuzino. Vaccinul pandemic pentru copii va fi achiziționat de la un producător internațional la prețul unic reglementat de către Uniunea Europeană pentru țările din centrul și estul Europei, de 4,5 euro pe doză, fără TVA. Vaccinul va fi utilizat pentru imunizarea copiilor cu vârste cuprinse între 6 luni și 6 ani, categorie la risc neacoperită de vaccinul produs de Institutul Cantacuzino. Vaccinul produs în țara noastră respectă toate standardele internaționale de fabricație, protocoalele după care se efectuează studiile clinice fiind identice cu ale celorlalți producători. Ca și în cazul celorlalte campanii din calendarul de vaccinare al Ministerului Sănătății și vaccinarea împotriva virusului pandemic este recomandată, dar nu obligatorie. Orice persoană poate lua decizia de a refuza vaccinarea, dar trebuie să știe și să
fie conștiente că este singura modalitate de a se proteja pe sine și pe cei din jurul său. Responsabilitatea civică este foarte importantă în această perioadă. Până în prezent, Institutul Cantacuzino a produs o cantitate de 1.300.000 de doze de vaccin care sunt deja infiolate. Pentru începerea campaniei de vaccinare, aceste doze vor putea fi livrate către direcțiile de sănătate publică județene începând cu data de 26 noiembrie, ca și în cazul celorlalte campanii derulate de minister, direcțiile de sănătate publică județene vor distribui vaccinul medicilor de familie și celor școlari, după caz pentru demararea vaccinării. În caz de necesitate, vor fi mobilizate la vaccinare toate categoriile de medici. Comitetul Național pentru Gripă a luat decizia ca în România vaccinarea împotriva virusului pandemic să fie realizată în cadru organizat. Ca urmare, vaccinul împotriva virusului H1N1 nu se va găsi în farmaciile cu circuit deschis. Este măsură de protecție suplimentară pentru a ne asigura că vaccinul va ajunge la grupele țintă, astfel încât să putem limita în realitate numărul de îmbolnăviri. Ministerul Sănătății și Guvernul României se sprijină pe capacitatea Institutului Cantacuzino de a produce numărul necesar de unități de vaccin care să limiteze infecția cu virusul gripal pandemic și cel sezonier. Comuna dâmbovițeană Voinești a îmbrăcat straie de sărbătoare. În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, la Voinești se sărbătorește Festivalul Mărului. În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, în comuna dâmbovițeană Voinești are loc Festivalul Mărului și totodată un târg de toamnă. De la an la an, manifestările iau amploare. Cea de-a noua ediție a Festivalului Mărului din acest an a venit cu o serie de noutăți: standuri expoziționale de fructe, mașini și utilaje agricole, produse agricole. De asemenea, ca la orice eveniment, nu a lipsit nici podiumul. Au fost premiași cei mai buni pomicultori de pe Valea Dâmboviței. Nu au lipsit nici momentele artistice susținute de nume mari ale muzicii populare: Maria Ciobanu, Ionuț Dolănescu, Irina Loghin, Ileana Cioculete și alte personalități. Stăm de vorbă cu un membru al Asociației Pomicultorilor Județul Dâmbovița, Comuna Voinești. Ce ne puteți spune? Astăzi ați luat parte la o expoziție de mere, Mărul de Voinești, care este renumită atât în țară cât și în județul nostru. Da, am căutat să prezentăm oamenilor, orășenilor, cu locuitorul altor localități, merele de producție românească, pentru că avem marfă mult mai bună decât, poate nu aspectul exterior, dar calitatea gustativă este mult mai superioară celorlalte fructe. Și vrem să ne impunem pe piața românească consumatorul român să prefere produsele românești. Ce mere aveți aici expuse? Păi aș începe cu soiul tradițional Ionatan, Golden Delicious, soiurile noi promovate la stațiunea Pomicolo Voinești, Pionier, soi rezistent la boli, deci soiuri care nu necesită tratamente. Stăm de vorbă cu un alt membru al Asociației Pomicultorilor din județul Dâmbovița, Comuna Voinești, mai bine spus de pe Valea Dâmboviței, că așa este cunoscut. Gândești sunteți noastră, aș vrea să-mi spuneți despre producția noastră, pentru că mărul din această zonă este recunoscut în țară. Da, recunoașterea mărului se poate face chiar printr-o verificare. Adică poate fi consumat la un experiment de acest gen toate merele din țară, cele care vin de afară și merele de Voinești. Și o să atrageți următoarea concluzie, că merele de Voinești au un gust pe care nu l-au alte mere de oriunde. Solul nostru este predispus pentru a produce mere. În legătură cu producția, producția a fost bună în acest an, dar foarte costisitoare, pentru că pe noi ne costă producerea unui kilogram de mere acum, la ora asta, mai mult decât valorificarea kilogramului de mere. Și atunci, dacă nu intervine statul care să facă o subvenție pentru producătorii de mere, pentru pomicultorii din zona noastră, înseamnă că încet, încet noi ne vom pierde această ocupație. Este o ocupație de bază, din tată. Sigur că da, e o ocupație din tată fiu. Vânzarea merge foarte prost, prețul este foarte scăzut și nu vin angrosiștii după ele, în piețe nu avem loc. Deci e foarte greu cu merele anul acesta. Fructe avem foarte multe și nu avem unde să le... Da, astăzi văd că vânzarea... Astăzi da, dar e foarte greu cu fructele, în general. Câte kilograme de mere ați vândut astăzi? 100 de kilograme de mere. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Muzica.
pe drumul național 71 Târgoviște-București a avut loc un accident cumplit, soldat cu decesul a două persoane și rănirea altor patru. O femeie și-a pierdut viața într-o clipă de neatenție, angajându-se în traversarea străzii printr-un loc nepermis și fără să se asigure. Nașul și finul sub aburii alcoolului au plecat la plimbare cu mopedul. Zeci de mii de bolnavi cronici au făcut auzite nemulțumirile printr-un protest în fața guvernului. Numărul total al cazurilor de gripă nouă a ajuns la 907. Pe 26 noiembrie va fi demarată campania de vaccinare împotriva gripei porcine. În comuna Voinești s-a sărbătorit Festivalul Mărului, aflat la cea de-a noua ediție. Acestea au fost știrile Partener TV și vă doresc în continuare o zi plăcută. Și nu uitați, suntem alături de dumneavoastră. La revedere!